cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața la cafea! După cum ați putut vedea, încep să fac și rime. Ieri l-am avut în emisiune pe domnul prefect Adrian Niță, care e, pentru cine nu-și aduce aminte sau nu știe, și președintele organizației PSD Piatra Neamț, și care și-a axat discursul pe problemele județului cu precădere spre Piatra Neamț. Întâmplarea face, nu întâmplarea, ci obișnuința face ca să fie joi, să vină primarul Andrei Carabelea în emisiune și va fi un prilej interesant de a vedea cum a recepționat el această emisiune. Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Mulțumesc frumos pentru invitație! Da. Dacă știam, eu nu mai veneam azi. Că deci nu mai veneam, la ce s-a discutat ieri... Ar trebui să nu mai veniți. Trebuia să stau să mă gândesc cum fac cu problemele alea, să le rezolv, nu să vin la emisiunea dumneavoastră. Acum să vă spun... Trebuie rezolvate. Da. Ce m-a derutat pe mine, că am încercat și eu să urmăresc puțin emisiunea și am reușit câteva minute. M-a derutat burtiera, că acolo scria prefectul județului Neamț, dar de fapt în platou a fost președintele interimar al PSD Piatra Neamț. Haideți să vă spun ceva. Noi l-am invitat pe prefectul județului Neamț. Recunosc că ceva... începutul emisiunii, eu am spus, vom discuta despre prefectură după aia de partid. El a început cu partidul și eu m-am dus cu partidul că, na, îmi convenea, na, și discuția până la urmă. O capcană la care, am clicat, pe care mi-a întins-o și mie de nenumărate ori. Asta e situația. Ce a fost extraordinar de discrepant a fost tonul. Foarte elegant, foarte... mai că ți se rupea inima. Parcă așa, asta era senzația care am trăit-o, pentru că am văzut un om care vorbea despre iubire, despre eleganță, despre faptul că să renunțăm la ideologii, să avem idealuri comune, să luptăm pentru binele comunității, că el este un om care iubește oamenii și care face lucruri pentru oameni. Deci foarte elegant și frumos ce a spus domnul președinte interimar. Și aș zice să ne referim și la niște exemple, dar care ne iau din această zonă a eleganței și a frumosului în gândire și în fapte, să zicem, și ne duc în zona pateticului. Pentru că aveam niște așteptări în momentul în care vorbești cu bătrânicile din piața centrală și într-adevăr îți pasă să le rezolvi problemele și să te interesează problemele producătorilor locali din Piatra Neamț și din întreg județul Neamț, ca prefect ai niște pârghii, ai niște instrumente, ești reprezentantul guvernului în teritoriu, vezi cum poți să-i ajuți pe oamenii ăia, te întâlnești cu ei, chemi șefii de deconcentrate ca să le vină în întâmpinare, să le cunoască problemele. Mă întreb câte întâlniri a organizat domnul prefect cu directorul de la APIA sau de la Direcția Agricolă sau ca să, într-adevăr, să rezolve problemele. Dar am o temă pentru domnul președinte interimar de data aceasta, pentru că dacă tot este atât de preocupat de problemele celor din care au chirii în piața centrală, noi ne chinuim să corectăm toate aceste neajunsuri despre care suntem conștienți și am solicitat un raport de evaluare. Ghiciți ce? Compania care face evaluările pentru primăria Piatra Neamț, care face rapoartele de evaluare, este condusă de un coleg de partid, un subaltern din echipa domnului președinte interimar, care a fost ieri și s-a auto-prezentat ca prefect al județului Neamț. Și ne blochează evaluările. Spune că nu este de competența lui și nu ne poate prezenta rapoartele de evaluare. Stați că nu înțeleg. Cum adică? Deci, da, societatea respectivă are contract cu primăria sau a câștigat procedură? Că nu pricep cum e. Este o societate care a venit cu cel mai mic preț la această procedură de achiziție. I s-a atribuit contractul pentru că, bineînțeles,
toate procedurile sunt transparente, corecte și nu avem o problemă. Și acum, dacă el, de apartenență politică a... El nu răspunde la o comandă făcută contractul. Nu răspunde la o comandă și ne trimite că nu are cum să ne prezinte rapoartele de evaluare, nu are cum să întocmească acele rapoarte de evaluare, pentru că nu mai există, nu există cu ce să compare. Dacă n-a făcut rapoartele de evaluare la Ștrand, cu ce a comparat? Da? Adică acolo nu e aceeași situație ca la Piața Centrală? Este un singur Ștrand în Piatra Neamță. Așa cum Piața Centrală, într-adevăr, e greu de comparat cu alte activități similare. Dar... Bun, și nu aveți posibilitatea să vă adresați altcuiva? O să ne adresăm cu siguranță altcuiva, dar există niște proceduri administrative, că noi acum trebuie să inițiem procedura de reziliere. Bun. Dacă nu își asumă, dacă spune că este incompetentă această firmă, o să căutăm o firmă competentă. Dar dacă această incompetență este una motivată politic, pentru că cineva din conducerea partidului ar fi zis, bă, ia să încurcăm aici la piață ca să putem specula politic această situație. E o presupunere, dar pot să o fac. Pentru că când vii și vorbești aici și spui că îți pasă de oameni și că le vrei bine și așa, hai să vedem dacă se poate să ne facă rapoartele de evaluare cât mai repede pentru ca noi să putem să rezolvăm această problemă. Rapoartele de evaluare sunt necesare pentru a stabili prețul chiriilor? Pentru a stabili prețul chiriilor și a demara o nouă procedură, un caiet de sarcini, pentru că trebuie să scoatem la licitație. Deci, și să ajustăm, din evident, prețul de pornire. La sfârșitul lunii martie sau aprilie, parcă nu mai încetează contractul, așa încetează este. Contractul rezultat în urma licitației aceea, exact. Mult discutate și cu nu piața vrem să centrală. Prelungim în această formă tocmai din cauza acestor tarife exagerat de mari. Da, dacă tot se face un contract nou pe piață, nu cumva se regândește compartimentarea pieței? Absolut. Pentru am că aveți zone întregi care stau degeaba. Așa este și am și început păi, acest lucru. Care aduceți și faceți birouri dacă altceva nu se poate pentru face. Că nu s-au găsit soluții cu alte societăți care să vină să închirieze respectivele spații, am impus societății urban, având în vedere că urmează și niște lucrări la primărie, să utilizeze spațiile de care dispune acolo și în felul ăsta... Dar n-au nevoie de atâta spațiu. N-are nevoie de atât spațiu. Și poți să fac, acolo poți să faci alte... un campionat de tenis de masă, dacă vrei, ai o zonă. Facem și un campionat de tenis de masă, dacă este nevoie. Deci, adică, sigur. Da, acolo chiar e. Bun, am înțeles. Deci, au refuzat să facă evaluarea. Acum eu mă gândesc că poate, na, sunt oameni interesați să aștepte finalizarea procedurii sau... Sunt oameni interesați, procedura deci de insolvență. Să mergem într-o procedură cât mai rapidă și dinamică. Nu vrem să prelungim sub nicio formă acest contract care, într-adevăr, nu mai de bun augur pentru piețari și pentru a face piața. Poate nu știți toate amănuntele de atunci. Contractul ăla s-a făcut special, cu destinație. Așa a fost făcut. Știu, și acum când vrem să corectăm lucrurile, ne trezim blocați tocmai de cățeloșii cu părul creț care vin și ne povestesc aici cât de frumos este când nu suntem ancorați în ideologie și în lupte și când vorbim numai despre iubire și despre frumos. Din cauza dumneavoastră am uitat să fac legăturile, da? Mă voi ocupa. Haideți să facem toate legăturile de acum înainte pentru că aș vrea să nu... Continuăm în această notă, avem multă treabă în oraș și eu mă refer, am venit cu precădere să vorbesc despre proiectele pe care le avem anul acesta în oraș și ce ne propunem să facem. Domnul primar, bine, acum și ăsta este un proiect. Absolut, este unul vital. Este ne un ocupăm, proiect. Suntem blocați, cer doar să fim lăsați să ne facem treaba. Pentru că, din păcate, ajutați se vede cu ochiul liber că nu suntem. Eu cer măcar să ne lase să ne facem treaba. Să nu ne blocheze rapoartele de evaluare, să putem corecta această problemă cu tarifele aici la piață, pentru că de aici pornește totul. Da? Și să nu ne facem, să lăsăm lacrimile de crocodil despre care am mai vorbit eu la un moment dat într-o conferință de presă, încă o dată se confirmă. Am înțeles. Păi, să trecem la chestiune. Sigur. Trecem la chestiune, dar să nu mergem foarte departe prima dată, dacă tot ați amintit. Dar nu, aici rămânem. Tot de piață ați amintit. Domnul primar, când se face când se revede o hotărâre de Consiliul Local privind parcările
Apropo de un abonament anual sau lunar pe care se poate face, să nu dai 4 lei în fiecare oră sau 15 lei pe zi ca să parchezi mașina în zona pieței și probabil că mai fi și alte zone. Avem o hotărâre de Consiliul Local din care eu știu că, eu ce am cerut expres, să avem toate categoriile de intervale de timp acoperite prin abonament, adică și săptămânal, și lunar, și anual. Și eu știam că este un abonament anual, dar verificăm. Dacă nu există, prima ședință ordinară pentru... Pentru ce să încerca să corectăm această situație. Acum, lăsând gluma la o parte, e cam greu pentru cineva care are societate în piață și nu mă refer neapărat la noi, să ai 3 mașini, 4 mașini și să dai zilnic 15 ori 4. Avem următoarea... E o problemă de soft, pentru că noi prin hotărârea de Consiliul Local, în zona pieței centrale... Îmi dați voie, la dumneavoastră este problemă de soft, la noi este problemă de cont. Da. La compania care administrează parcările este o problemă de soft, că de 2 săptămâni de când s-au montat aceste parcometre, încearcă să aplice un buton, o formulă de gratuitate de 30 de minute. Prin hotărârea de Consiliul Local, așa este, în zona pieței centrale, se aplică o gratuitate de 30 de minute pentru a crea o dinamică prin care să vină cât mai mulți oameni la piață, să ne facem cumpărăturile aici. Da, ideea dar este în același să timp, poți veni, să nu dai 4 lei să-ți iei o pâine care e 3,50 lei sau 4 lei. Exact. Adică te-ai urcat în mașină și ai plecat. Când ai o listă clară de cumpărături pe săptămânal, în 30 de minute îți poți face foarte bine cumpărăturile. Bun. Am lămurit-o și pe asta. Mergem acum spre... Când e ședința pentru proiect? Ședința va fi luni după amiază. Deci luni după amiază. E o ședință mare sau e o ședință... ședința pentru buget. Pentru buget, pardon. Da, adică cu parcările trebuie nu, să pentru buget. Puțin și... Va fi ședința doar pentru buget sau vor fi mai multe? Astăzi, când vorbim, doar pentru buget. Deci o ședință extraordinară. Este posibil să mai punem un proiect dacă apare vreo urgență. Bun, deci... Luni vom ști bugetul. Practic, da. În momentul acesta, ați colectat, dacă ați avut ce colecta, amendamente. Da. Ați, așa, și bugetul este creionat. Au fost 10 creionat. Propuneri, da. Este creionat. Haideți să pornim de la amendamente. Eu sunt foarte curios ce propuneri au venit. Era bine să fi venit cu toată acea listă de propuneri. Îmi cer scuze că nu... Un proiect de bugetare participativă. Asta ce înseamnă? O propunere, adică cetățenii propun proiecte. Da, asta da. Și tot ei le votează. Am făcut asta acum 2 ani. Am făcut o platformă de consultare publică și o platformă de bugetare participativă. Am alocat, nu mai știu ce sumă, n-au venit propuneri. Pentru că, într-adevăr, acele propuneri trebuie să aibă un anumit grad de maturitate. Și atunci ne-am gândit să facem în felul următor. Până la urmă, proiectele pe legea 350 sunt propuse de societatea civilă, de organizații care fac activități în beneficiul comunității. Le vom solicita să pregătească o descriere cât se poate de sintetică și niște imagini cât se poate de reprezentative pentru proiectul lor, un colaj, să zicem, de imagini care prin care să prezinte vizual proiectul și în felul acesta vom pilota un proiect de bugetare participativă prin care îi conferim un cuvânt cetățeanului în evaluarea acestor proiecte pe legea 350. Deci în felul acesta vom aplica această propunere. Dar dacă eu, de exemplu, vin cu o propunere, nu pentru bugetul de anul ăsta, vă propun o chestie și vă aduc și un proiectel în spate. E o chestie absolut iluzorie acum. Și vă aduc spre analiză la compartimentele de specialitate. Vă dau un exemplu. Skateparkul. De foarte multe ori, seara când ies
plec de la primărie, mă așteptau niște tineri, o gașcă de 10-15 tineri să îmi propună un proiect al unui skatepark. În primul an am zis, băieți, anul ăsta nu avem cum, dar anul demarăm proiectarea și anul trecut s-a făcut proiectarea. I-am chemat cu proiectantul să spună ei ce vor, că proiectantul a venit la primărie să ne întrebe cum vreți să arate, cum spune, nu mă pricep, nu știu cu skate-ul, haideți să chemăm niște tineri. Mi-am chemat pe cei 15, au venit și au prezentat ideile, au ales ce elemente să facă în așa fel încât să fie pentru toate categoriile, de la neinițiați până la avansați. Și proiectul de skatepark este acum conturat și anul acesta va intra în execuție. Ce avem proiect? Deci este un proiect de bugetare participativă. Cam 2.600.000 costă cât? Acesta. 2.618.000. Și unde va fi? Pe digului, lângă pump track-ul realizat anul trecut. Pentru că le-am promis că în maxim 2 ani de mandat le vom oferi ceva. Pentru că, care este problema? Mi-aduc aminte de parcă ar fi ieri o discuție pe care am avut-o cu un tânăr în campania electorală. Avea, nu știu, parcă era de clasa 12, știu că avea peste 18 ani. Și mi-a zis că el pleacă din oraș și nu are de gând să se întoarcă decât la părinți, pentru că orașul nu i-a oferit nimic. Și când stai și ei în profunzime și analizezi această exprimare, te gândești că, într-adevăr, în afară de nu știu, responsabilitățile pe care le oferă școala și timpul liber, unde și-l petrece? Parc. În parc, acolo unde ai înghesuit un anturaj care a căzut în capcanele altor pericole, gen păcănele sau... este clar că nu ai niște locuri, da. Eu vorbesc de locuri publice în primul exact. Rând. Locurile de joacă, alea multe și proaste pe care le aveam, peste 50, toate erau neconforme și toate se adresau copiilor până în 12 ani. Un adolescent efectiv nu avea niciun fel de activitate care să-l atragă și să-l scoată din zona aia de expunere la risc. Că e vorba de păcănele, că e vorba de droguri, că e vorba de alcool sau alte activități care dăunează formării personalității lui. De aceea am inițiat proiectul cu pump track-ul. Foarte multe evenimente prin care am sprijinit activități sportive, activități de robotică. Dar este nevoie și de skatepark, este nevoie și de... Absolut, nu se discută. E clar că este nevoie de așa ceva. Da. Ei au nevoie să-și consume energia, să socializeze și să iasă din lumea virtuală pe care, exact. Care ne este propusă exact. Tot mai mult. Deci așadar, imediat ce vom avea bugetul, vom trata cu prioritate acest proiect și îl vom scoate la licitație în următoarele 2-3 săptămâni, astfel încât din vară să se contureze ceva. E puțin probabil că până în septembrie va fi finalizat. Este un proiect destul de complex, presupune excavare, presupune betonare, pregătirea terenului, amenajări, da. Dar măcar acum avem un pump track care este foarte căutat. De fiecare dată când treceam pe acolo să verific stadiul lucrărilor la Puntea Strand, erau minim 10-15 copii care se dădeau clar, cu bicicleta pe acolo. E clar că lucrurile astea sunt căutate. Bun, haideți să mergem acum la buget. Deci bugetul, noi l-am discutat așa în mare, mi-ați spus cam cât sunt cheltuieli de funcționare, pe mine mă interesează în momentul ăsta cheltuielile de investiții. Exact. Tăiem din investiții, din cheltuielile astea care sunt cheltuielile pentru proiecte, cheltuielile neeligibile din proiecte și haideți să vedem ce se întâmplă cu ce bani rămân. Apropo, cele 16 milioane sunt incluse aici, da. Sunt incluse aici, sigur. Da? Deci ați avut timp să le includeți în... Știți cât... N-a fost nevoie foarte mult timp. Eu bănuiesc că ați rămas surprins. Proiectele... Ați rămas surprins când ați văzut comunicatul
de la prefectură că... Nu, am știut din prima secundă, dar nu... Eu nu sunt genul ăla apucat să merg, să ies cu comunicate de presă, să zic ce. Pe mine mă interesează rezultatul final. Că acești 16,5 milioane de lei sunt într-adevăr o gură de oxigen pentru bugetul de anul acesta. Vă zic că n-au trebuit mai mult de 2 ore ca să știm cum unde îi vom duceți, distribui, da. Pentru că nevoile și prioritățile le cunoșteam foarte bine. Dar nu ne-am înghesuit să dăm comunicate, pentru că pe noi ce ne interesează este să demonstrăm eficiența cheltuirii banului public. A fost extrem de dureroasă acea decizie prin care bugetul local a fost viciat cu aproximativ 30 de milioane de lei și alături de alți primari din țară am strigat că nu este corect, că nu este drept, că în mod normal există o predictibilitate pe astfel de măsuri și că din moment ce, în mod normal, aceste venituri cresc cam cu rata inflației, nu este corect ca noi să avem parte de mai puțin bani, măcar aceiași bani să fie ca anul trecut. Și deci acum ar fi trebuit să avem, în loc de 133 de milioane, ar fi trebuit să avem peste 150 de milioane de lei din aceste categorii de impozit și cu toate acestea ne-am trezit deci cu 50 de milioane de lei față de ce ni se cuvenea de drept. Ei, evident că alături de alți primari din țară am strigat că nu este corect și că dezvoltarea țării se face în primul rând de la firul ierbii, de la comunitățile locale și că în contextul proiectelor de investiții pe care le avem în oraș și a cheltuielilor needigibile care sunt indispensabile dezvoltării țării până la urmă, că guvernul se laudă cu o absorpție foarte mare de bani europeni, dar de unde s-a obținut acest grad de absorpție foarte mare, dacă nu din de la Piatra Neamț, unde chiar s-a muncit la implementarea proiectelor și din alte orașe unde s-a întâmplat asta. Când mi-ați spus cu gura de oxigen, mi-am adus aminte de un banc celebru. Pe vremea când în Rusia se schimbau primii secretari foarte rapid. Andropov, Cernenko, nu mai știu exact, Cernenko, Andropov, nu mai țin minte. Și era bolnav, să spunem, Cernenko pe pat acolo, așa, și toți erau în jurul lor și întrebau, pe cine lăsăm, pe cine lăsăm în locul tău dacă dispari? Și el se tot chinuia să pronunțe ceva, se tot chinuia și la un moment dat se uită și spune, Andropov. Toată lumea zice, ok, Andropov, pleacă tot să facă decretul, Andropov rămăsese. Și Andropov, la un moment dat, se mișcă și el și Cernenko din pat, Andropov, ia piciorul de pe tubul de oxigen. Știți? Așa e și aici, va lua 30 de milioane, va călca pe tubul de oxigen, după care va da 16 și va da o gură de oxigen. Până la urmă... Eram noi prea oxigenați la Piatra Neamț. Dacă am fi fost oxigenați, probabil nu era o problemă atât de... Când ai de plătit peste 30 de milioane de lei pe an datorie publică, orice leuz din bugetul local cântărește foarte mult. Prin urmare, apreciem faptul că guvernul și-a respectat angajamentul de a compensa acești bani. Asta este o respectare parțială a promisiunii, pentru că am primit jumătate din ce am pierdut și ne se mai cuvine cel puțin încă pe atâta. Și avem angajamentul guvernului că se vor mai găsi soluții pentru a primi diferența. Da, să ne întoarcem la proiecte. Revenim la buget. Deci nu intrăm foarte mult. Mari. Cum? Cu ce proiecte credeți dumneavoastră că vom avea anul ăsta schimbări în percepția publică vis-a-vis de investițiile primării? Sigur. Înainte de a intra în discuție, voi preciza faptul că bugetul total de venituri este de 540 de milioane de lei. După ce am primit și această sumă de bani, iar bugetul de cheltuieli înseamnă veniturile de anul acesta plus excedentul de anul trecut, adică
11 milioane de lei fiind excedentul de anul trecut. Bugetul total de cheltuieli pentru acest an este de 553 de milioane de lei, adică puțin peste 110, aproape 111 milioane de euro. Cheltuielile de funcționare sunt de 230 de milioane de lei. Cheltuielile de funcționare însemnând salariile cu tot aparatul de specialitate, inclusiv direcțiile de poliție locală, asistență socială, taxe și impozite și celelalte servicii deconcentrate, tot ce ține de curățenie, ecarisaj, reparații stradale, locuri de joacă, spațiu verde, toaletări, dezinsecție de ratizare, iluminat public, utilități în școli, cheltuieli materiale și așa mai departe. Deci acesta este bugetul pentru funcționare, iar bugetul de investiții este cu 100 de milioane mai mult, 320 de milioane de lei. Cele mai consistente, aproape 200 de milioane de lei, fiind bugetul de din fonduri nerambursabile, bugetul atras de la Uniunea Europeană, și 100 de milioane de lei, buget acoperit de la din resursele proprii, deci resurse locale. Pe de o parte, pentru a acoperi contribuția și cheltuielile neeligibile la proiecte, jumătate din acești bani, 100 de milioane, din acești 100 de milioane, 50 sunt practic pentru a acoperi contribuția proprie și cheltuielile neeligibile. Și 50 rămân și 54 de milioane de lei sunt pentru investiții exclusiv de la buget local. Și aici sunt. Haideți ce terminăm de anul trecut? Grădina Nicu Albu, investițiile de pe Coz, la drumul de pe Coz, la observator și ce amenajări ne-am mai propus să facem acolo. Puntea Strand, punțile pietonale în reabilitare, investițiile din școli, undeva la 8 milioane de lei. Altele decât cele pe proiecte. Da. Și aici vorbim despre școala numărul 2, unde avem două investiții pe care le vom demara imediat după ce se aprobă bugetul. Reabilitarea acelui corp de clădire, unde au fost probleme anul trecut. Și sala de sport, care intră în proiectare, și o altă lucrare mai mare este reabilitarea fațadei de la corpul B al colegiului Asaki. Pentru că e complicat și n-aș vrea să... Nu, haideți să încercăm să vedem așa. Aceste investiții din fonduri proprii care trebuie să facă anul ăsta sunt cu termen de finalizare tot anul ăsta, nu? Cea mai mare parte, în general, exceptând proiectele de infrastructură complexe, cum este Traian și Decebal, care se întinde pe o durată mai mare de timp din cauza intervențiilor care se fac, majoritatea proiectelor se limitează la un an. Adică puține sunt, nu știu, cinematograful Cozla e pe o durată mai mare de 12 luni, de exemplu, dar majoritatea lucrărilor se încadrează în termenul de 12 luni. Va trebui să intrăm un pic și în răspunsuri, pentru că... Sigur, chiar vă rog. Atunci să trecem repede prin lista de investiții. Da, asta zici, după aceea intrăm un pic și pe răspunsuri. Că lumea întreabă și sunt chestiuni care chiar merită. O investiție pe care trebuie să o explic și sper să o înțeleagă oamenii, cetățenii, pietrenii, achiziția de cabină de vot. Știți prea bine cât de învechit este mobilierul care este folosit la alegeri. Anul acesta am constatat că dacă ar fi să avem 5 runde de alegeri, nu avem. Dar nu mai contează că sunt 3 sau că ar fi 5,
Parcă este rușinos ca într-un oraș european din secolul în care suntem să ne mai peticim un mobilier uzat, învechit, care din punctul meu de vedere chiar nu mai este sigur pentru așa ceva. Costurile cu repararea ar fi extraordinar de mari, pentru că astăzi nimeni nu poate spune cu precizie 150.000 de lei sau 200.000 de lei ne-ar ajunge pentru toate manipulările necesare. Pentru că mobilierul respectiv, mă referi la manipularea mobilierului. Manevrarea, transportul, deci, cum se întâmplă? Nu m-am putut abține. Am înțeles. Dar nu e cazul. Deci, vineri după amiaza, muți cabinele, tot ce ai nevoie. Da. Tot. Sâmbătă le amplasezi, duminică noaptea le demontezi pentru că luni dimineața intră copiii la școală. Imaginați-vă că toată această manevrare de 4-5 ori deteriorează și mai mult respectivele elemente. E clar că sunt cabine. Prin urmare, care erau... decât să peticim niște lucruri, că efectiv cu ce m-am diferențiat eu în acest mandat față de primarii anteriori, am evitat cârpelile. Acolo unde am simțit că o cârpeală nu ne poate fi de folos sau este mai costisitoare chiar decât o investiție semnificativă, prefer să facem o investiție și 10 ani să nu mai avem probleme. Așa a fost și cu locurile de joacă. Locuri de joacă pe care de asemenea le avem în lista de investiții de anul acesta. Și Piatra Neamțului, așa, chinuiți și amărâți cum suntem noi, a făcut mai multe locuri de joacă în mandatul meu decât în oricare alt mandat, locuri noi de joacă, cu toate certificările de siguranță și de conformitate, față de toți primarii de dinaintea mea. Și ca să vedeți că putem ține fruntea sus, în Piatra Neamț, în 3 ani de zile, s-au făcut mai multe locuri de joacă decât în București, noi. În București s-au făcut 11 locuri de joacă noi, iar la Piatra Neamț 16. Există o explicație logică la chestia asta. București întreg este un loc de joacă. Este un loc de joacă pentru politicieni, este un loc de joacă pentru oameni de afaceri, este un loc de joacă pentru justiție. Ăla e cel ce se întâmplă cu politicienii. Tot joacă. Acum, lăsând gluma la o parte, da, ok. Acum, în București, eu vă spun, acolo vor apărea locurile de joacă înainte de alegeri. N-au apărut deja? Eu nu mi-am luat abonament, dar mai arunc câte un ochi seara la televizor și îmi vine să-l închid repede. Da, sincer, prefer să vorbim despre lista de investiții și să le răspundem pietrenilor. Mai aveți de discutat sau trecem la... achiziție, cabine și urne pentru votare. Cât ne costă? 350.000 de lei. 350.000 de lei. Da. Acesta este bugetul pe care l-am alocat ca urmare a identificării, a estimărilor făcute de colegi. Dar este posibil să ne încadrăm și în jumătate din acești bani. Adică se face procedură. Prin buget trebuie să acoperim respectiva cheltuială, pentru că timp de 6 luni, mai ales dacă nu primim niciun leu, așa cum dacă nu ni se respectă promisiunile, timp de 6 luni chiar nu vom mai putea face rectificări. Deci acum e tot ceea ce... trebuie să fim foarte atenți și să acoperim fiecare nevoie. Un 70.000 de euro, cam așa ar veni, ca valoare maximă. Dar asta este... valoarea maximă. Valoarea maximă, exact. Da. Bun, ca investiții noi, nu are sens să le menționez pe toate, tot ce avem pe proiecte europene, de exemplu, că în general oamenii le știu. O să le luăm... Le poate enumera. Da, enumerațiile, noi o să luăm fiecare... investiții și să-mi știri pe ele în timp după ce se votează bugetul. Bun. Vom avea așadar investiții în continuare la grădinița cu program prelungit numărul 6, grădinița cu program prelungit numărul 2, unde aici mai este doar un rest de plată, la școala numărul 5, la fel, școala numărul 8, aici suntem puțin în urmă, dar facem tot ce se poate să punem constructorul
la treabă, Colegiul Tehnic de Transporturi, Liceul de Arte, Victor Brauner, Creșa Precista, Școala Daniela Puciuc, Colegiul Tehnic Gheorghe Cartianu, Creșa Mică Văleni, Creșa Medie de pe Mihai Viteazul din spate de la sala polivalentă, unde, spre surpriza mea și a tuturor, chiar avem un constructor extraordinar. E atât de mobilizat încât termină proiectul cu 3-4 luni mai devreme decât în contract. Probabil în martie-aprilie va fi gata. Dotările de la toate școlile și unitățile mobilierul, de învățământ de plaza, mobilierul și dotările în valoare de 40 de milioane de lei. Reparații capitale în continuare la panourile solare de lângă școli. Am pus la punct, cred că peste 75% dintre acestea și anul acesta venim cu o completare pentru a rezolva și problemele și la celelalte panouri solare. Creșa medie, racordurile de utilități de la cele două creșe din Văleni și din Mihai Viteazu. Creșa, niște branșamente electrice la unități de învățământ. Investițiile noi de care ziceam, la școala gimnazială numărul 2, acea reabilitare a corpului și reabilitarea fațadei corpului B de la Gheorghe Asachi. Și mai avem prevăzuți 2 milioane de lei pentru investiții pe care astăzi nu le putem preciza, dar care apar pe parcursul anului la școli. Hai să spunem, o rezervă pentru exact. Mai cade vreun tavan sau... Doamne ferește, nu. Pentru situații în care ne solicită o școală un... Au căzut tavan în Sibiu. Laborator nu știu de care. Nu e cazul că avem achiziția centralizată pentru... Da, am dat un exemplu. Apare o situație, trebuie schimbată instalația termică sau electrică la o școală. Până acum lucrurile astea se făceau pe reparații și venea Curtea de Conturi și ne întrebau de ce nu le-am trecut pe investiții. Pentru că nu ai cum să anticipezi o problemă de genul ăsta și când îți vine un expert care zice că trebuie înlocuit 20% din sistemul de încălzire sau din instalația sanitară a unei școli, aia deja este investiție, nu mai este o reparație. Da? Da. Și pentru a reuși să facem aceste lucruri fără să mai picăm, să dăm explicații curții de conturi, am ales această variantă, să avem un capitol bugetar, o linie bugetară dedicată acestor intervenții. Vrem să rezolvăm problemele de la sala polivalentă, în special cele ce țin de acoperiș, și vom face o expertiză în primă fază. Am identificat o potențială soluție. Vrem să vedem dacă în fața unui expert tehnic această soluție stă în picioare și anul acesta vom pune la punct acoperișul sălii polivalente după, nu știu, 15 ani de probleme. Seamănă cu un alt banc celebru. Știți, pe vremuri spunea așa, că sunteți, ați fost cu minți la un spital de nebuni. Ați fost cu minți, uitați, v-am făcut piscină, așa, așa, puteți sări și dacă o să fiți și mai cuminți, vă punem și apă. Așa e și cu sala de sport. Am făcut sală de sport, știu ce, așa. E, acum după 15 ani, vedem și de acoperiș. Vedem și acoperișul, da. Bun. Grădina Nicu Albu e aici, cum bun, am astea le-am amintit. Haideți să încercăm. Povestea lui Harap Alb, traseul tematic, asta strandul cumva municipal, o serie de investiții care pe care intenționăm să le facem. Vom vedea dacă ne putem încadra până în sezonul estival, dacă nu, vor începe lucrurile imediat după, în zona piscinilor. E vorba de 1,5 milioane de lei, da, 1,5 milioane de lei, prin care să punem la punct și să... Sunt foarte mari pierderile de apă, vrem să punem la punct instalația ce de pompare. Ce noutate! Cu pierderile de apă. Astea sunt lucrurile pe care încercăm să le rezolvăm anul acesta. Amenajare zone și locuri de agrement pe deal Cozla. Haideți că pornim de la întrebări și poate mai rezultă niște chestii legate de investiții. Eu am să vă las acest material dumneavoastră. Absolut. Întrebare directă
de la o doamnă... Mai vreau să punctez vă un rog, lucru. Vă rog. Măcar semnalul de acces dinspre Bacău îl vom pune la punct anul acesta. Am alocat o sumă destul de mică pentru acest obiectiv. Dacă cumva noi încadrăm să facem și al doilea semnal, vom face și pe cel de pe Calea Romanului. Apropo de investiții. Așa. Bună ziua! În Ciritei, primăria ne-a lăsat fără stație de autobuz. Nu e normal ca în oraș să avem stații moderne și aici să stăm în frig și ploaie. Am tot făcut sesizări pe aplicația primăriei, dar din păcate nu am primit nimic. O a doua problemă. Insist pentru un teren de sport în locul școlii dărăpânate și terenului plin de gunoaie. Nu știu, toate cartierele da, au teren de sport, nu m-am cirit. Chiar mă bucur de sincronizare și de această propunere. Chiar săptămâna aceasta am demarat elaborarea unui proiect prin care acolo să realizăm o investiție într-o bază, un proiect care include și o bază sportivă acolo. În ceea ce privește stația de autobuz din Ciritei, verific, este o chestiune pe care trebuie să o nu ține strict 100% de primărie. Vom verifica, vom propune reînființarea acestei stații la Adiorp Trans și ne vom ocupa de amenajare. Întrebare. O să rog pe colegi să verifice sesizarea și dacă este nevoie de mai multe date de identificare, să o contacteze pe doamna. Am înțeles. Doamna Oana Brândușa întreabă, dacă Bogdan o să găsească și el întrebarea, apropo de școala 5, eu am văzut-o, dar au dispărut, sunt foarte multe mesaje, că au fost două termene, ce se întâmplă acum? Mai sunt șanse să se mute în acest an școlar, în școala 9? 100%. Conform calendarului foarte strict, cu termene foarte clare, când se pot întâmpla toate fazele pentru a intra copiii la clasă, dacă toate lucrurile curg șnur, fără ca cineva să ne pună bețe în roate, adică trece bugetul luni, a doua zi se semnează contractul pentru branșamente, am înțeles că aici toate e o achiziție dispozițiile directă de șantier, se semnează să meargă foarte repede. Necesare. Exact. Deci dacă totul curge șnur, pe 15 martie se face recepție la terminarea lucrărilor. Și până atunci pregătim și toate documentele pentru obținerea vizelor necesare. La recepția la terminarea lucrărilor vor merge toate instituțiile care au un cuvânt de spus și pe partea de avizare. De avizare. DSP, ISU, etc. Deci, din punct de vedere al vizitelor fizice și al constatărilor obiective privind calitatea, siguranța, confortul și toate elementele luate în calcul pentru obținerea autorizației de funcționare, deci totul se va ști în jurul datei de 15 martie, când se va face vizita în teren. Experiența pe care o avem, de exemplu, cu grădinița numărul 2. Am vorbit cu specialiști în siguranță împotriva incendiilor. Oameni buni, grădinița numărul 2 este o grădiniță finalizată. Recepția la terminarea lucrărilor s-a semnat de către toate instituțiile, fără niciun fel de mențiune, fără niciun fel de obiecție. Am întrebat ISU Neamț. A fost vreo problemă acolo? Nu, este totul perfect. Bun. Din punct de vedere logic și din punct de vedere fizic, unde sunt mai bune condițiile? La grădinița numărul 2, proaspăt finalizată, sau la căminul de la Cartian, unde merg acum copiii? Clar, de departe, grădinița oferă toate condițiile. Și din punct de vedere a siguranței împotriva incendiului, mai ales din punct de vedere a siguranței împotriva incendiului. Ne puteți confirma și în scris dacă este așa? Sigur că da. De două săptămâni am trimis o adresă la ISU Neamț. Vă rog să ne spuneți punctul dumneavoastră de vedere cu privire la cele două clădiri. Unde sunt mai în siguranță copiii? La grădinița numărul 2
sau la căminul de la cartier. N-am primit încă un răspuns, pentru că vreau să-l prezint doamnei director și Consiliului de Administrație a Școlii numărul 3. Deci pentru că acolo... Ei nu doresc să se mute? Deci acolo avem totul făcut, este recepția la terminarea lucrărilor făcută, dar nu avem încă, din punct de vedere fizic, documentația finalizată. Proiectantul a avut de făcut niște modificări la scenariul de foc, din câte știu. Și a fost o chestie pe care n-a vrut să-și o asume din prima. A încercat să mai obțină niște bani de la primărie și nu i-a obținut, pentru că era o obligație contractuală pe care trebuia să-și o ducă la bun sfârșit și până la urmă a și făcut-o. Dar toate aceste corespondențe au durat și au luat mai mult timp decât... Deci era nevoie doar de o asumare, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, la Creșa Precista. Cineva să-și asume, din punct de vedere administrativ și managerial, decizia de a duce copiii acolo unde le este mai bine. Din păcate, din dorința de a fi acoperiți de hârtii, uneori preferăm să ne expunem unor riscuri și să expunem pe unii la unele riscuri, pentru că, de departe, condițiile sunt mult mai bune la grădinița numărul 2. Și atunci, soluția cum? Care este în momentul? Este asumarea directorului și a Consiliului de Administrație să mergem cu copiii la grădinița numărul 2, să nu-i mai punem pe drumuri, să nu-i mai punem să treacă peste un bulevard care este și așa puțin dat peste cap acum de lucrările care se întâmplă acolo. Evităm și aglomerarea în trafic, evităm și disconfortul ce riscă, și punem și în condiții mult mai bune. Ce riscă dacă... Niciun risc. Nu există niciun risc. Eu vorbesc de risc. Nu există niciun risc. Dar care ar fi impedimentul în acest moment? Faptul că nu există autorizație de funcționare pentru școală în momentul de față, din cauza faptului că... Autorizația cine trebuie să o emită? Avem autorizația, se emite după ce obținem și avizul ISO. Și... Acela deci nu aveți avizul ISO. Nu-l avem astăzi pentru că proiectantul nu a trimis încă. Deci n-a trimis nici proiectantul hârtie. Păi asta a fost problema. Proiectantul, în momentul în care s-au finalizat lucrurile, a zis gata, mi-am terminat treaba. Noi am zis că nu a terminat treaba. Mai are de făcut această actualizare la scenariul de foc. Și nu are un deadline, adică totuși e vorba de câteva zeci de copii, dacă nu mai mult. Deadline-ul a expirat. El încă este în faza în care trebuie să trimită documentația. Așa... Știți, eu vă înțeleg. Eu nu am cum să îl trag la răspundere neapărat acum. I-am pus în vedere că nu ne dă această... Am înțeles. Găsim o soluție noi și luăm un alt proiect. Gândiți-vă, este ceva ce nu și-a făcut. Acum eu încerc să mă pun în pielea celor de la școala 3. Eu cred că și ei își doresc să aducă copiii aici. Eu, da, așa cred. Așa este. Dar în momentul problema în care... este că un consiliu de administrație, nu neapărat un director. Trebuie să ia decizia. Da, de acord. Un consiliu de administrație. Dar în consiliu de administrație, din câte știu eu, aveți și dumneavoastră primăria reprezentant al primăriei, un reprezentant al consiliului părinți, local. Al consiliului local, al deci doi. Exact. Este al părinților. Da. Cred că și al elevilor, dacă nu mă înșel, nu mai știu cum e acum, dar oricum... Deci eu dacă eram director, îmi asumam să duc copiii acolo unde da, le este da, mai dar dacă bine. Consiliul spune nu în plenul lui, director nu poate să treacă peste consiliu. Consiliul este un consiliu. Doar când sunt lucrurile flagrante și adevărul este total diferit de ce susține directorul, consiliul se împotrivește directorului. Eu n-am văzut Consiliul de Administrație care să nu susțină deciziile directorului, care este în miezul problemei și cunoaște foarte bine situația. Și oare de ce nu se putea face un Consiliu de Administrație la grădinița numărul 2? Haideți să facem aici Consiliul de Administrație, păi, să vedeți condițiile. Reprezentantul Consiliului Local și al primăriei să propună. Deci aveți oameni acolo, aveți pârghii. Am propus eu. Să se ducă, să vadă, să facă acolo. Nu mai bine așteptăm hârtia? Așteptăm hârtia, dar deja au trecut două săptămâni de când tot zicem că o așteptăm. Da. Bună dimineața, domnul primar, sunt foarte multe blocuri la intrarea în Piatra Neamț, lângă liceul Cartianu, mă rog, e un pic mai aproape de intrare, mai da. Intern, așa. Cu fațade care arată groaznic. Noi, ce ține de primărie, facem.
Am scris proiecte, avem 11 blocuri în Piatra Neamț care vor intra anul acesta în reabilitare. Am obținut maximul posibil din ce putem obține ca finanțare pentru așa ceva. Mai mult nu se putea face din partea primăriei. Fiecare asociație de proprietari este obligată să aibă un fond de rulment pentru întreținerea fațadelor, acoperiș, tot ce înseamnă cheltuieli de, nu știu, mentenanță și estetică. O vom gândi, mai ales acum, când începem să fim un pic mai, nu știu, impactul pe care îl are, la ratele pe care le plătim lunar la bănci, este din ce în ce mai mic. Și începem să gândim un pachet, ceva de genul beneficiu, dar și constrângeri, pentru asociațiile de proprietari. Cei care, nu știu, o schemă de garantare a unui credit și o schemă de sprijin din partea primăriei pentru înfrumusețarea fațadelor. Prin urmare, costuri minime pentru creditare pentru asociațiile de proprietari și sprijin pentru modernizarea fațadelor, liftul, eficiență energetică și așa mai departe. Iar cei care într-o fază ulterioară, după 3 ani, să zicem, 4 ani, nu reușesc să își organizeze lucrurile în acest sens, să nu știu, fie cumva impulsionați printr-o majorare a impozitului sau ceva. Este o chestiune pe care o gândim pe termen lung. Nu vreau ca cineva să le ia ca fiind chestii definitive. Sunt căutăm soluții pentru că suntem conștienți de faptul că avem foarte multe acoperișuri încă cu azbociment și este foarte dăunător. Avem foarte multe acoperișuri care au fost făcute cu improvizații și toate aceste lucruri sunt extrem de riscante. La primul vânt vedem atâtea situații. Deci căutăm soluții. Vom face în luna martie o serie de întâlniri cu președinții și administrațiorii asociațiilor de proprietari. Le vom prezenta acest pachet de soluții. Noi în continuare vânăm orice oportunitate de finanțare pentru municipiul Piatra Neamț. Nu este ocazie de a atrage bani europeni pe care să o ratăm. Chiar suntem extrem de conștienți că banii europeni sunt cea mai importantă resursă cu care putem stimula dezvoltarea orașului. Bani europeni sau bani chiar de la guvern pe proiecte. Și bani de la guvern. Pe proiecte. Da. Pe Angel, cum e, Salini, cum mai sunt. Exact. Da. Prin urmare, în luna martie vom face o întâlnire cu președinții și administratorii asociațiilor de proprietari în care să discutăm acest pachet de soluții la care ne gândim, să le luăm și lor punctul de vedere, să vedem ce putem face mai bine, că sunt convins că experiența lor, toate problemele de care s-au izbit până acum, pot fi și pentru noi niște lecții, niște învățăminte și vom ști și noi cum să-i ajutăm mai bine. Până acum am făcut ce a ținut de noi, respectiv scrierea acestor proiecte. Înseamnă 10 de milioane de euro pe care îi atragem în Piatra Neamț pentru înfrumusețarea fațadelor. Ne-au scris foarte mulți președinți de asociații de proprietari că sunt dezamăgiți că nu reușim să-i sprijinim cu obținerea unei finanțări. Piatra Neamțul a atras fiecare euro pe care putea, la care avea acces pe programe de reabilitare. Sunt și niște condiții ca să particip la programul ăsta. Exact. Adică am avut o condiție simplă și pe mine m-a surprins extrem de plăcut cât de repede s-au mobilizat asociațiile de proprietari, președinții unor asociații de proprietari, pentru că în doar 3-4 zile s-au strâns vreo 70, dacă nu mă înșel, de solicitări. Adică o dinamică impresionantă. Să reușești să obții semnături de la toți locuitorii din blocul respectiv, la toți proprietarii din blocul respectiv, e o chestie pe care noi ne gândeam că nu vom reuși să scriem cererile de finanțare respective. Ei, în doar câteva zile au venit 70 și ceva de cereri.
din 300 și ceva de asociații de proprietari a fost extraordinar. Și astăzi încă îmi scriu președinți că s-au mobilizat și au scris, au venit repede cu semnăturile și nu am reușit să depunem cererile respective, nu am reușit să le obținem finanțare. Am reușit să obținem doar pentru 11 blocuri finanțare. Și a fost greu să facem această prioritizare și de aceea, pentru a fi obiectivă selecția, am mers pe principiul primul venit, primul servit. Nu e întotdeauna corect, dar atunci, întrebat fiind cum vom face selecția, n-am putut să le zic oamenilor decât acest principiu pe care l-am respectat. Câteva probleme care revin la fiecare emisiune și domnul administrator Potolea a fost întrebat strada Băncii, a spus că o să vorbească cu cei de acolo, cei de la PubliServ, pentru niște refuz de freză sau nu mai știu ce e. Ni se spune că nu am s-a... Am și discutat despre asta. Eu am fost pe strada Băncii, am fost pe strada Mântuiana. Și Mintiana, sunt, dacă e prinsă exact, la investiția anul ăsta. Cu aceleași... Mintiana, Răsăritului și acum îmi scapă o stradă, față de ai cărei locuitori chiar mă simt îndatorat. Pentru că dacă de pe Băncii am avut poate cele mai multe sesizări, plângeri și reacții destul de energice, când am fost acolo efectiv ca să discutăm soluții și să vedem cum putem corecta anumite limite de proprietate, anumite cadastre, cum ne putem strecura cu drumul care ar trebui să șerpuiască printre niște proprietăți care au fost translatate cumva. Și un stâlp de electricitate. Este și un stâlp de electricitate acolo și am vrut să vedem fizic cum putem rezolva problema aceasta, discutând cu oamenii, cu documentația cadastrală în față, să vedem cum putem face acel drum ca să le fie într-adevăr util pe termen lung. Și cum etapizăm acest proiect, pentru că atunci puteam interveni rapid cu anumite intervenții și ulterior să gândim un proiect de drum asfaltat. De pe Bănci n-a venit nimeni. Adică vin după săptămâni întregi de discuții în care am planificat. Și pentru că fiind întuneric, era undeva la final de noiembrie sau început de decembrie momentul respectiv, pentru că n-am vrut să merg după ora 5 când terminau oamenii munca pentru a-i găsi acasă, am zis, bun, facem întâlnirea duminică, după slujbă ne vedem acolo. Ziua. Exact. Duminică la prânz, la ora 12, vin pe strada Băncii. Ghiciți ce? Numai de pe strada Băncii nu era nimeni acolo. Da. Suntem întrebați, nu știu, grădinița 6, ce informații? La grădinița 6 este grădinița unde s-a reziliat contractul alături de cele trei grădini publice, un contract cu un constructor extrem de neserios, nu reziliat, nu s-a mai prelungit încă din vara anului trecut. N-a fost prelungit. Constructorul a lucrat cu penalități și când a ieșit și din contractul de finanțare, bun, și acum, după votarea bugetului, continuați cu altcineva? După votarea bugetului, vom face o evaluare, vom angaja un expert care va evalua calitatea lucrărilor făcute și va determina diferența, restul de executat, pe care îl vom contracta este, imediat ulterior este cu un alt obligatoriu constructor. Toată procedura asta se poate și încredințare directă. În momentul de față este pe buget local, din câte știu. Presupun că se poate prin încredințare directă, sincer. Depinde de mine valoare. M-a interesat mai întâi singurul proiect pe care îl consider urgent de rezolvat rapid, este grădinița 6, unde dacă reușim cu suma, cu restul de rămas, care va decurge din urma expertizei respective, dacă putem face o achiziție directă, acolo nu ca aveți să ne și o garanție din toamnă să dăm. Aveți și o garanție de la firma care s-a reținut. S-a reținut. Garanția de bună execuție s-a reținut. Tot ce înseamnă penalități și garanție de bună execuție și constructorul îl vom trage la răspundere până la ultimul leuț, inclusiv ce am reușit să tragem de la Uniunea Europeană și va trebui probabil să dăm înapoi. Vom face tot ce ține de primărie să-l tragem la răspundere și să fie o lecție usturătoare pentru toți constructorii
care au făcut sau și-ar imagina că le-ar putea merge vreodată așa ceva. Bun. Acum, pe final, poate... Înțeleg că mai sunt unii care își imaginează că, domnule, stai că băiatul ăsta de la primărie nu e așa rău cum... Acum, și eu sunt de aceeași părere. Că nu sunt rău... Suficient de rău cu cei... Au zis, buna credință cu cei, și... Eu sunt de acord cu buna credință când un om greșește. Păi, exact. Dar când un om greșește și îmi amână o chestiune cu impact social, exact, 6 luni de zile, atunci eu nu aș fi foarte blând. Când îți vine cu argumente pertinente, de genul că lucrăm cu oamenii, că nu găsesc angajați, că nu vine furnizorul cu tare, că m-a încurcat un furnizor, ce poți să-i zici unui constructor? Îl lași odată. Eu nu vorbesc de constructor aici. Deci, există și situații reale. Da. Există și situații reale. Corect, de bun simț și în momentul în care îți vine cu argumente de genul ăsta, bine, cum poți să te ajut? Și începi să afli că de fapt stai că n-a fost o problemă cu furnizorul respectiv. Sau dacă a fost problema cu furnizorul respectiv, a fost pentru că nu l-a plătit la timp. I-a dat bani. Adică bun. Ne-am lovit cu situații de tot felul și de asta nu voi mai avea încredere totală în momentul în care mi se vine cu astfel de argumente, ci voi cere și documente fizice care să demonstreze respectivele situații. Pentru că da, de multe ori când îl vezi omul că vine și te roagă frumos să-l păsuiești că s-a întâmplat o situație, tind să-i tai credit. Am pățit-o o dată, de 2 ori, de 3 ori, gata. Da. Haideți pe final de emisiune să spuneți-mi un pic cum a rămas cu banii pentru sport. Cât ați prins în cu banii pentru sport? Am prins 2 milioane de pe legea sportului. Pe legea sportului. Acolo este împreună. Atât pe legea 350 pentru susținerea activităților sportive, pentru sport, pentru parteneriate, pentru evenimente, pentru toate aceste categorii de evenimente, era undeva la 4 milioane și ceva de lei, dar acolo sunt și bani pentru nu găsesc acum, vă dați seama, sunt 19 pagini și nu sunt contează, foarte multe deci, ideea este, sunt 2 milioane. Am mai pus după discuția cu asociațiile sportive, nu am mai luat. Am înțeles. Nu, asta pentru că e un subiect de interes. De... Și da. Ultima mă rog, să înțeleg că stâlpul de energie electrică uitat în mijlocul străzii trebuie să rămână așa. Unde? Apropo de strada Băncii. Nu, aici deja este o exagerare. Eu cred că ar trebui la un moment dat să se ajungă la o discuție directă și voi mai sinceră. Merge odată pe Băncii, nu, să-i spunem discuție doamne. Directă și sinceră, pentru că doar cu băgatul bățului este doamnă, prin nu? Car... Da. Deci nu contează asta. Poate data următoare când merg, vine și doamna, ca să discutăm pe hârtie. Eu sunt de acord că acolo trebuie făcut măcar o chestie, cum să spun, să poți circula cât de cât acum, măcar o chestie de criblură sau cum se cheamă din aceea. Refuz de freză. Refuz de freză. Ce se frezează pe Traian acum, ducem direct acolo. Ok. Păi asta trebuie făcut, dar... restul discuției trebuie să fie o discuție aplicată. Nu o să lase nimeni un stâlp de electricitate, părerea mea, în mijlocul drumului, dar asta nu se face așa, pentru că mutarea unui stâlp de electricitate necesită cel puțin vreo 7-8 avizie, din câte știu eu, și trebuie să o facă... un proiect nou, da? Da, pentru că e un proiect care se face mai întâi de un proiectant specializat. Și apoi se obțin toate avizele necesare. Așa, foarte repede. Poliția rutieră, vă rugăm să interzică parcarea mașinilor pe ambele sensuri de mers la intrarea străzii pe intrarea străzii Alexandru Lăpușneanu și pe Liliacului, zona Casa Albă. Cineva... Acum gândim o sistematizare. Am avut mai multe ședințe cu experți în siguranță rutieră. Și mai ales în contextul finalizării coridoarelor de mobilitate, și aici mă refer în special la Bulevardul Decebal, se justifică o regândire
sensurilor unice care sunt în zona respectivă. Urmează să se facă un proiect. Eu am văzut cam cum ar arăta lucrurile, mai ales că vom face pe Liliacului și nu mai știu exact cum vine rețeaua de piste pentru bicicliști. Trebuie să asigurăm pe o parte parcări, pe o parte pistă pentru bicicliști. Și pe a treia parte să circule mașini. Pe partea din mijloc. Da. Așa. Domnule Bănescu, întrebare pentru primar. Aveți de gând să aduceți Biz Club la Piatra Neamț? Îmi recunosc neștiința cu Biz Club, ci că e o chestie care atrage antreprenori, oameni de afaceri cu investiții. Eu sunt deschis. Nu știu ce entităților și mai ales oricărei forme asociative care pune antreprenorii la aceeași masă. Știu că există astfel de inițiative. Din punctul meu de vedere, nu primarul este cel care trebuie să-i aducă la aceeași masă. Un club puternic și dinamic de business bazat pe sprijin reciproc, educația antreprenorială și networking. Am avut întâlniri cu reprezentanții ai patronatelor, cu oameni de afaceri. Acum 2 săptămâni am avut consultare publică cu oamenii de afaceri din Piatra Neamț și le mulțumesc pentru o prezență destul de consistentă. Au fost reprezentate cele mai puternice companii din Piatra Neamț și asta înseamnă consider eu, și un vot de încredere, pentru că odată ce un antreprenor îți vine la aceste întâlniri pentru a-și spune punctul de vedere, înseamnă că are încredere că timpul petrecut acolo nu este unul pierdut, pentru că, în general, un antreprenor își valorifică cu mare grijă toate resursele și, în mod special, timpul, pentru că timpul înseamnă bani Da. Întotdeauna. Ne oprim aici. Vreau să remarcați că nu v-am întrebat nimic de coridorul de mobilitate Traian Decebal. Și chiar nu știu de ce... Păi nu v-am întrebat nimic pentru că n-am văzut mare lucru acolo în ultima perioadă, dar nu asta este... Săptămâna aceasta? Eu n-am văzut-o. Știți că ce... Eu zic să mergem împreună până acolo, chiar vreau altceva. Să verific. Eu vă propun altceva. De asta am... Eu aș zice să mergem direct... Nu, eu vă propun altceva. Săptămâna viitoare facem o emisiune itinerantă, în direct. Este cel mai... La 8:30 facem o emisiune itinerantă, vom sta în direct și în mașină și jos, cu ajutorul lui Bogdan și al asistentei domniei sale, care va rămâne în studio și va transmite, și noi vom transmite de pe teren, să vedem faptic, pentru că întrebări vin chestii de genul... Cât mai ține asta cu să ne reparăm, să nu ne mai reparăm mașinile la 3 luni și alte lucruri. Și haideți să încercăm genul ăsta de emisiune la fața locului. Poate vine și vreun constructor să ne explice, da, un inginer, un diriginte de șantier. Sigur. Să ne spună, bă, pietrenilor, eu, dirigintele, vă spun că, uite, asta e problema. Asta e problema, ca să o înțeleagă. Să vedem dacă nu să veniți, da, să... Sigur. Ne luăm. Eu îmi iau cizme, îmi iau geacă. Și eu. Așa, vedem, ne pregătim și de o leacă de bataie, șantier, dacă stabilim miercuri, da. Care dumneavoastră să-mi spuneți și eu. Mergem așa, acolo. Dar nici eu nu știu unde. Bine. Deci, unde mă duce volanul, știți? Unde mă duc gropile, unde mă duc volanul, unde mă duce... Da. Eu înțeleg când vorbim de gropi. Nu, dar eu am vorbit serios. Eu am vorbit serios și vreau să fac o emisiune constructivă, destructivă. Mai glumim, mai râdem, mai glumim, am depășit termenul, tipul emisiunii. Eu aș vrea, când vorbim de gropi, să încercăm să facem acel exercițiu de memorie. Dacă suntem sinceri unii cu ceilalți, să ne aducem aminte cum arăta Bistriței, cum arăta fermelor, cum arătau toate drumurile din orașul ăsta, pentru că ani de-a rânduri au fost doar peticite. Domnul primar. Drumurile noastre. Așa este. Dar să vă mai spun ceva. Să nu vă supărați. În momentul în care nu mai reușești să peticești tot orașul, într-adevăr, trebuie să te focalizezi pe a investi pe niște drumuri și a turna covor asfaltic. Eu asta am ales să fac. În memoria de scurtă durată, nu vorbesc de memoria de lungă durată, vorbesc de scurtă durată, vreți, nu vreți, în momentul acesta există imaginea Decebal Traian. Nu mai există imaginea de pe Leonida. Nu mai este de pe Leonida, nu este de pe Cogă. Haideți să facem un exercițiu de imaginație și să ne imaginăm cum este viața la Târgu Neamț astăzi, cum este viața la Roman astăzi, unde ai doar 3 ore pe zi apă.
Piatra Neamțul ar putea să ajungă acolo. Nu face Apa Servu vreo investiție în modernizarea infrastructurii. Vedeți, de asta vreau să facem emisiunea. La Piatra Neamț. Să spunem, aici este țeava. Că a ales primarul Carabelea, deci, să taie. Aici este țeava. Exact. Deci aici este țeava. Este țeavă nouă. Pentru că țeava asta așa a fost pusă. Eu o să vin și cu țeava veche, ca să facem, vedeți, așa o discuție. Deci, asta vreau să zic. Să facem una constructivă. Exact. Sănătate, oameni buni, la revedere, numai bine. Îmi cer scuze că am depășit din nou timpul alocat emisiunii. Numai bine.